Je vais gratter, puisque tout ce qui est là, il est, c'est déjà imprégné. Je ne sais pas jusqu'à quelle distance. Spuneți-mi, cum obținea cineva în 1977 dreptul de a merge la Paris? Era, vreau să contextualizez foarte bine, eram într-o țară comunistă, totalitară, închisă. Da, Mircea Ciobanu, de când era student, a avut ocazia să intre în mediul diplomatic, datorită faptului că la clasa maestrului Baba, unde și el era student, soția ambasadorului Statelor Unite de la vremea aceea, doamna Meeker, lua cursuri de pictură ca să-și petreacă timpul agreabil. Și totuși a urmărit în jurul ei studenții care sunt cei mai talentați și a propus lui Mircea să organizeze, mă rog, o expoziție colectivă, dar pe Mircea Ciobanu l-a pus în frunte. Mais je vais gratter jusqu'au moment où je sens que entre les personnages, que les personnages, ils se trouvent très bien dans l'air, dans l'atmosphère. L'a invitat, i-a făcut comenzi, pur și simplu. Și Mircea a pictat, vindea tablourile în lei, evident, dar fără niciun fel de teamă, bântuia, ambasadele. Era urmărit, probabil, de anumiți oameni cu funcții importante în la Uniunea Artiștilor Plastici. Tout image artistique, tout propos, tout discours, si vous voulez, visuel, c'est une émanation du discours profond. Alura carismatică, semăna un pic tânăr, fiind cu Eminescu tânăr, sunt lucruri importante pentru imagine. În ziua de astăzi știm foarte bine valoarea imaginii. Tout ce qu'on fait, c'est une alliance avec le diable. Cum a plecat Mircea? A plecat cu cererea din partea Franței, din partea muzeului Ernest Rupin, de a expune. A făcut tablourile în România, le-a trimis cu trenul, a stat la Brive, a avut un succes extraordinar, tânăr fiind, ce avea, 77, avea 27 de ani. Eram căsătoriți de 6 ani deja, aveam o fetiță deja pe Katinka și după ce a terminat șederea la Brive, a zis trebuie neapărat să văd Parisul. Și a văzut Parisul, a înțeles foarte multe, de altfel le explic ceea ce a înțeles, le explic în paginile pe care le-am scris pe site-ul inesentia.net și a înțeles condiția pictorului din anii 80 față de Imaginea romanțată și destinul blestemat la început, chiar al post-impresioniștilor și a fost extraordinar de marcat de acest lucru. A revenit în țară în aprilie, pe care a avut o propunere pentru o altă expoziție în 80 la Bruxelles. Totul s-a produs fără nicio sincopă sau a simțit nu numai răsuflarea, cum să spun, nevăzut a securității sau aparatului de stat, la un dat s-a transparentizat acest contact? Era supravegheat, da. Nu, și a venit cineva și a spus, dumneata, te duci în Occident, vei vinde aceste tablouri pe valută, o aduci acasă țării. A fost ceva de genul acesta? Nu. N-a fost. De ce? Pentru că cei care aveau totuși luciditatea și funcția în domeniul acesta al poliției sau al securității, erau convinși că un artist român la 27 de ani, chiar dacă iese la Paris sau la Brive sau la Bruxelles, nu va vinde nimic, pentru că exista deja o piață artei foarte bine, cum să zic eu, ținută de negustori experimentați,
Deci au luat-o ca mai curând, nu un capriciu, dar o inconștiență, aș zice, și în același timp cu ideea că ar putea unul din acești artiști care iese să marcheze momentul, să lase o amprentă și asta să aducă o valorizare a picturii românești. De altfel, Mircea, când s-a făcut expoziția la Brive, a fost invitat și consulul Franței de către domnul Maurice Villemur și de către directoarea muzeului. Bun, Mircea Ciobanu a putut vedea încă de la sfârșitul anilor 70 cum funcționa aparatul de valorizare al artei în Occident. Și după aceea, când a luat decizia și care a fost contextul în care cu toată familia a putut să emigreze, să plece? Sau a fost o fugă? A fost... Nu, Mircea... Deci Mircea a fost în România arta lui, care a totuși de inspirație mistică, cu un profund mesaj spiritual. Nu era apreciată la nivelul Uniunii Artiștilor Plastici sau al celor care achiziționau tablouri, în care tematica trebuia totuși să rămână înscrisă în rigorile în rigorile epocii. Realismul socialist, exact. Nu, n-avea nimic de-a face și el și-a dat seama. Adică erau colecționari particulari care îi cumpărau tablourile și diplomații, dar atât. Adică Uniunea Artiștilor Plastici nu i-a achiziționat niciodată o lucrare, la galeria de pe strada Onești, nu? Galeria Orizont, parcă, a venit un elvețian, a venit și a cumpărat două tablouri. Au moment où on regarde une telle fresque, il faut se perdre complètement, partir, traverser le mur et aller vivre avec ces personnages. Se mettre dans l'air du moment, dans la tension spirituelle du moment pour revivre en soi-même toute l'histoire de Jésus. Parce que si on est à l'extérieur, on va jamais...